Dacă la Camera Deputaților se discută banii aleșilor, la Senat s-a vorbit despre banii poporului, care se vor duce pe facturi. Modificările aduse ordonanței pe energie au fost pe ordinea de zi. 10 de modificări au fost aduse de parlamentari. Cum a rămas până la urmă, ne spune colega noastră Ana Micu. Te ascultăm! Bun găsit! În ceea ce privește situația cu care se vor confrunta românii în ceea ce privește facturile la energie, ei bine, astăzi au fost foarte multe discuții care s-au concretizat în foarte multe modificări, dar și amendamente cu privire la modul în care aceasta va fi implementată în perioada următoare. Ce este cel mai important de precizat aici este faptul că se continuă ideea conform căreia vor fi praguri plafonate de preț la două categorii diferite de consum, iar în această situație vedem faptul că un consum până în 100 de kW pe oră va fi tarifat cu 0,68 de bani, în timp ce un consum de tipul 100-255 de kW pe oră va fi tarifat cu 80 de bani. După depășirea acestor două praguri, tariful va fi cel practicat de furnizorul de energie. În cazul în care prețurile sunt considerate mari de către consumator, și aici vine o modificare din partea aleșilor, asta pentru că se vorbește despre un proiect care în perioada următoare ar urma să intre în vigoare și ar oferi posibilitatea consumatorilor de a schimba furnizorul de energie electrică în nu mai mult de 24 de ore. O altă idee importantă aici este aceea legată de familiile cu 3 copii, pentru că se vorbește despre o posibilitate ca familiile cu 3 copii să poată beneficia de plafonarea prețului la energie, indiferent de pragul de consum. Iar în ceea ce privește modificările aduse astăzi, vorbim aici de mai multe subvenționări care se vor aplica pentru lăcașele de cult într-o proporție de aproximativ 85%, în timp ce, de exemplu, și producătorii de medicamente se bucură de prețuri plafonate, precum și cei care fac parte din zona serviciilor publice. Cu toate acestea, în ceea ce privește companiile private, aici se vorbește mai degrabă despre niște contracte bilaterale ce ar trebui încheiate de aceștia. În continuare, urmează ca această nouă variantă să fie votată în plenul Senatului, iar for decizional în acest caz este Camera Deputaților.